salut și bine te-am găsit la un nou video, Marca ATU Tech. Astăzi vreau să-ți prezint două modalități de a cabla un sistem de supraveghere complet cu 4 camere. Hai să-ți prezint cele necesare. Avem aici 4 camere cu infraroșu la 20 de metri, un hard disk, un DVR, mufele de alimentare pentru hard disk, cablu FTP pentru prima metodă, cablu coaxial pentru a doua metodă, așa. Avem o sursă de alimentare 12V cu 10A, 8 videobaluni pentru că avem 4 camere, 4 mufe de alimentare DCM, un clește SVIC, o șurubelniță și un cutter. Și acum hai să ne apucăm de treabă, vă prezint prima metodă. Era să uit? Tot ce vedeți aici pe masă găsiți la video în descriere. Și acum vă arăt prima metodă de cablare a unui sistem cu 4 camere de supraveghere Full HD prin cablu FTP. Avem aici apartamentul, avem 4 camere plus încă una în care este instalat DVR-ul, avem DVR-ul cu 4 canale, 1, 2, 3, 4, care se unesc printr-un cablu FTP cu fiecare videobalun în parte, deci pentru a lega intrarea în DVR trebuie să conectăm pe cablu FTP 4 videobaluni, adică câte un videobalun pentru fiecare cameră în parte, 1, 2, 3, 4, și acei videobaluni se unesc în același cablu FTP. Mergem de jur împrejur cu cablul FTP și îl întrerupem câte 20 de centimetri la fiecare cameră în parte. Perfect. Scriem aici cablul FTP. Bun, observați conexiunea. Iar la fiecare întrerupere de cablu trebuie să conectăm câte un videobalun la fiecare cameră în parte. Deci cablul FTP cu 4 intrări în DVR pentru că avem 4 canale, canalul numărul 1, 2, 3 și 4 și tragem cablul FTP de jur împrejur pe fiecare cameră. Legăm aici videobalonul. Iar pentru alimentare tragem câte un alimentator de 12V pentru fiecare cameră în parte. Desenăm aici alimentarea. Și conectăm alimentatorul la fiecare cameră în parte. Cam asta e treaba. Acesta este primul mod de conectare a unui sistem de 4 camere de supraveghere Full HD cu cablu FTP și alimentator de 12V. Este cea mai simplă variantă aceasta. Bun, hai să desenăm și sursa. Aici avem o priză de 220, sursă de 12V cu 10A. Perfect. Ștergem acum alimentatoarele. Bun. Semnalul video rămâne la fel prin FTP, cum ați văzut aici. Și trebuie să tragem alimentare din sursă pe fiecare cameră în parte. Iau acest marker roșu, bineînțeles că aici trebuie să conectăm sursa la priză, la 220. Avem acel cablu de alimentare cu fază nul și împământare. Și încă 4 borne aici, 2 borne cu V- și încă 2 borne cu V+. Dar o să le vedeți pe filmare. Așa. Și plecăm cu fiecare alimentare în parte la fiecare cameră. Bun, prima alimentare, a doua alimentare. O să trec așa direct pentru că nu mai am spațiu. Așa, a treia alimentare și ultima alimentare. Cam asta e a doua variantă cu alimentarea pe 4 camere de supraveghere Full HD. Prima dată începem cu alimentarea sursei. Pentru a putea alimenta camerele din sursă, avem nevoie de un cablu de alimentare. Un cablu de alimentare cu 3 fire. Firul maro este fază, albastru este nul, iar verde cu galben împământare. Dacă sunteți voi puțin atenți aici, și pe sursă ne indică unde să legăm firele. L este fază, adică maro, nulul este albastru, iar acest semn distinctiv este împământare. Începem cu firul maro. Am strâns primul fir. Acum trebuie să introducem firul albastru, nulul, la semnul cu N. Îl băgăm pe aici. Strângem apoi șurubul. Și urmează împământarea la semnul distinctiv, adică aici. În acest moment, sursa poate fi alimentată la priză. Mai departe, pe această sursă mai găsim 4 borne. 2 borne sunt cu sarcină minus, iar celelalte 2 sunt cu sarcină plus. Mai departe, urmează să vă arăt cum pregătiți cele 4 cabluri de alimentare pentru camere. Aici avem cablul de alimentare, tăiem să zic 4 bucăți de câte 50 de centimetri. Am tăiat cele 4 cabluri de alimentare. Acum va trebui să dezizolăm puțin firele pe fiecare parte, adică și pe partea asta și pe partea cealaltă. Mai departe, la fiecare capăt al cablului legăm câte o mufă DCM. Mufa DCM are câte 2 borne, plus pe partea stângă și minus pe partea dreaptă. Acum vom folosi cleștele SVIC pentru a extrage puțin izolația de pe fir. Am pregătit cele 2 fire, în cazul meu eu voi lega maro la plus și albastru la minus. Mai departe iau mufa DCM și introduc cele 2 fire, maro la plus și albastru la minus. Perfect, am conectat prima mufă DCM la primul cablu, mai avem încă 3 cabluri. Acum avem alimentare pentru fiecare cameră în parte. Urmează să dezizolăm și firele în capete. În acest moment, cele 4 cabluri de alimentare sunt pregătite pentru alimentare în sursă. Luăm sursa, desfacem capacul de protecție la sursă, legăm bornele minus de la fire la V- și bornele plus de la fire la V+. Luăm firele albastre, de la fiecare fir în parte. Luăm și celelalte borne minus de la celelalte 2 cabluri și le conectăm la borna minus din dreapta, aici. Am conectat cele 4 borne V-, urmează să conectăm cele 4 borne V+. Luăm prima dată aceste 2 fire și le introducem în prima bornă V+. Așa se conectează corect un cablu de alimentare și 4 camere Full HD cu infraroșu la 20 de metri la o sursă de 12V cu 10 amperi. Fază nul împământare și cele 4 camere. 2 borne cu sarcină V- și 2 borne cu sarcină V+. Foarte simplu. Acum că v-am arătat cum se conectează 4 camere la o sursă, urmează să vă arăt cum faceți semnalul pe aceste camere cu DVR-ul. Și avem aici cablul FTP și cele 4 perechi de videobaluni. 1, 2, 3, 4. Ce facem mai departe? Dezizolăm cablul FTP. Avem nevoie de un cutter. Și voi dezizola pe o porțiune de 20 de centimetri. Să fiți un pic foarte atenți aici, să nu tăiați foarte tare cu cutterul. Desfacem protecția de aluminiu. Și aici avem 4 grupe de fire. 1, 2, 3 și 4. Așa arată un cablu FTP Cat 6 cu 4 fire. Aici va trebui să avem 4 culori, albastru, verde, maro și portocaliu. Dezizolăm primul cablu, aici. Uite că avem culoarea verde. Despletim firele și conectăm primul videobalun. Desfacem videobalunul. Atenție că acesta culisează. Așa este prins, așa este desprins. Avem sarcină plus în stânga și sarcină minus în dreapta. Voi introduce firul verde la plus și firul alb la minus. Introducem firele cu atenție să nu le rupem. Am conectat primul videobalun pe cablu Dacă observați voi aici, au niște șine pe care culisează. În urma dezizolării protecției cu aluminiu, mi-au rămas cele 3 fire. Alb cu maro, alb cu portocaliu și alb cu albastru. Și după cum vedeți, fiecare fir îl conectăm pe fiecare videobalon. Perfect! Așa arată cei 4 videobaloni conectați. Aceasta va fi intrarea în DVR. Avem primul videobalon alb cu verde, al doilea videobalon alb cu maro, al treilea alb cu portocaliu și al patrulea alb cu albastru. Am finalizat conexiunile cu cei 4 videobaloni pentru intrarea în DVR și urmează să legăm pe același cablu cei 4 videobaloni rămași pentru fiecare cameră în parte. Și o facem foarte simplu, vom tăia 4 porțiuni diferite pe acest cablu pentru că le vom conecta în serie. Poate ați crezut că o să dezizolăm și o să conectăm la fiecare cablu în parte, cum am conectat și aici, dar nu o să facem asta, o să vedeți de ce. Începem cu prima tăietură, o să tăiem o porțiune de aproximativ 20 de centimetri aici. Dezizolăm protecția de aluminiu de pe cablu. După ce am realizat tăietura de 20 de cm pe cablul FTP Cat 6, urmează să despărțim cele 4 grupe de fire pentru a căuta primul fir verde cu alb, ca să fie conexiunea cu acest primul videobalon. Acesta este firul care ne interesează pe noi prima dată. Luăm cleștele SVIC și facem o tăietură pe mijloc. În urma tăierii acestui fir verde cu alb, pe mine nu mă interesează partea din stânga, ci mă interesează partea din dreapta, pentru că partea din dreapta are conexiune directă cu primul videobalon. Despletim un pic firul și repetăm procesul cu conexiunea ca la primul videobalon. Am conectat acum primul videobalon pentru prima intrare în cameră. O să și conectez camera acum. Acum că am pus prima cameră deoparte, ne-a mai rămas de conectat cei 3 videobaloni pe același cablu și tăiem tot așa la câte o serie de 20 de centimetri. Și cea de-a doua cameră este pregătită pentru conexiune. Conectăm camera numărul 2. Facem și cea de-a treia tăietură. Dezizolăm firul. Dezizolăm firul cu grijă. Introducem cu grijă. Și conectăm cea de-a 4-a cameră. Super! Am terminat de conectat cele 4 camere Safer Full HD pe cablul FTP Cat 6. Să nu uitați că atunci când veți face conexiunea, trebuie să conectați videobalonii în serie. Exact așa cum v-am arătat eu, cu tăieturi pe 20 de centimetri. Conectăm alimentările camerelor la mufa DCM. Luăm alimentarea camerei cu mufa DCM și tot așa. Și acum trebuie să conectăm cei 4 videobaloni pe aceste canale. Perfect! Aceasta este prima metodă de cablare a unui sistem de supraveghere cu 4 camere Full HD de la Safer. A doua metodă este cablarea cu semnal video prin FTP și alimentarea locală prin alimentator de 12V la fiecare cameră în parte. Eu am aici un alimentator de 12V, la care o să-i atașez un splitter cu 4 intrări în 4 camere de supraveghere, ca să nu mai iau încă 3 alimentatoare. Conectez alimentatorul la splitter și am acum 4 intrări în camerele de supraveghere și conectez la fiecare cameră la alimentare. Și uite așa, se realizează alimentarea locală la 4 camere de supraveghere Full HD cu semnal video prin cablu FTP Cat 6. Și acum trebuie să conectăm cei 4 videobaloni pe aceste canale. Și am ajuns la cea de-a doua metodă, metoda prin cablu coaxial, dar și aici mai avem încă 2 metode, metoda prin cablu coaxial simplu sau metoda prin cablu coaxial Twin, adică și cablu coaxial și cablu de alimentare lipit. Să vi le arăt. Ăsta e cablu Twin și ăsta micul e cablu coaxial, ce conține doar tresa și miezul. Și acum vă prezint prima metodă, legarea prin cablu coaxial și separat alimentare. Tragem semnal prin mufă BNC la fiecare cameră în parte. Și acum conectăm Mai departe, conectăm local fiecare cameră de supraveghere în parte la câte un alimentator. Facem aici lângă cameră un alimentator de 12V. Și să facem o recapitulare. Avem pin DVR semnal video tras prin cablu coaxial la fiecare cameră în parte și alimentare locală pe fiecare cameră. Și acum să vă prezint cea de-a doua metodă de cablare prin cablu Twin. Acest cablu Twin este format din semnal video tresă și miez, cablu coaxial și cablu de alimentare. Ne conectăm la primul canal al DVR-ului, după care luăm alimentare și din sursă. Acesta este primul cablu Twin. După care ne conectăm și cu cel de-al doilea cablu Twin. Ia să fac puțin cu altă culoare. Ne conectăm la canalul 2 pe DVR, luăm alimentare și din sursă. Mergem la camera numărul 2. O să scriu aici Twin 2. Urmează camera 3 și 4. Ne conectăm la canalul numărul 3 pe semnal video în DVR, luăm alimentare și din sursă. Mergem la camera numărul 3. Aici voi scrie Twin 3. Și acum urmează ultima cameră, camera 4. Tragem semnal video din DVR, canalul numărul 4 și alimentare. Și acesta este Twin 4. Acestea au fost metodele de conectare prin cablu coaxial. A doua metodă de cablare a unui sistem de supraveghere cu 4 camere Full HD și infraroșu la 20 de metri se face cu semnal video prin cablu coaxial și alimentare locală, adică folosind la fiecare cameră în parte un alimentator de 12V. Pentru a mufa un cablu coaxial la ambele capete, avem nevoie de 2 mufe F mamă și 2 mufe BNC tată. Mufarea cablului coaxial se face în felul următor. Luăm un cutter, iar la fiecare capăt tăiem cam 1 cm pe lung. Nu apăsăm foarte tare, să nu deteriorăm și celelalte fire. Aici găsim tresa, este stratul de fir înfășurător, iar dacă tăiem și această izolație, cu acest burete sau o protecție de plastic ce acoperă miezul, ne va rămâne miezul. O tăiem și pe aceasta și o poziționăm aici pe cablu, așa cu partea asta în jos. Luăm mufa F mamă și o împingem pe cablu în jos până în capăt. Mai departe luăm cleștele SVIC, luăm mufa BNC tată și o înfiletăm pe mufa F mamă. Așa se mufează corect primul capăt. Primul cablu este mufat și este pregătit pentru a transmite semnal în DVR. Repetați același proces și pentru celelalte 3 cabluri coaxiale. Și acum urmează să alimentăm local camerele. Luăm un alimentator de 12V. Eu folosesc un splitter. Acum vom avea 4 intrări în camerele de supraveghere. Nu vă recomand să faceți acest lucru acasă, eu vă recomand să cumpărați câte 4 alimentatoare pentru fiecare cameră în parte, dacă doriți să le alimentați local. Luăm camerele și introducem alimentarea în fiecare cameră. Pe urmă, introducem semnalul video în cameră, conectăm mufa BNC la cameră, după care aceeași mufă o conectăm în primul canal la DVR. Același lucru trebuie să îl faceți și cu celelalte 3 cabluri cu semnal video. Aceasta este prima metodă prin cablu coaxial și alimentare locală. Vă mai arăt acum încă o metodă prin cablu Twin. Pentru a putea cabla un sistem de supraveghere cu 4 camere Full HD, ne folosim de 4 cabluri coaxiale Twin. Ce înseamnă cablu coaxial Twin? Înseamnă un cablu ce conține și alimentare și semnal video pe același cablu. Mufăm cablul coaxial cu 2 mufe F mamă și 2 mufe BNC tată. Iar la un cablu conectăm o mufă DCM pentru intrarea în camera de supraveghere. Pe această mufă DCM găsim 2 borne. În stânga avem borna cu plus, iar în dreapta avem borna cu minus. La plus conectăm roșu, iar la minus conectăm negru. După ce am pregătit firele, introducem roșu la plus și negru la minus. Bun. Iar acum, cu celălalt cablu, trebuie să mergem la sursă și să-l conectăm în borne. Dezizolăm și aici cablul. Eu am deja conectat cablul de alimentare pe sursă, un cablu cu 3 fire, fază, nul și împământare. Vă arăt un pic mai aproape. Maro este faza, albastru este nul, iar galben cu verde împământare. Din câte observați aici, avem două borne cu V- și două borne cu V+. Luăm firele pe care le-am dezizolat. În acest mod se leagă corespunzător firele. Avem firul negru la borna V- și firul roșu la borna V+. După cum am menționat și înainte, pe un capăt la cablul coaxial Twin conectăm o mufă BNC cu alimentare pentru camera de supraveghere pe care o introducem în cameră. De asemenea conectăm și semnalul video pentru camera de supraveghere. Iar celălalt capăt la cablul Twin coaxial îi conectăm alimentarea în sursă, iar celălalt cablu pentru semnalul video îl conectăm în DVR. Îl puteți pune pe ce canal doriți. Iar pentru celelalte 3 camere, repetăm pașii cu cablul coaxial Twin ca la prima cameră. Pentru a conecta un hard disk în DVR, avem nevoie de următoarele: DVR-ul, hard disk-ul și cablurile de alimentare din hard disk în DVR. Și bineînțeles, o șurubelniță în cruce. Desfacem șuruburile din DVR. Desfacem capacul DVR-ului. În această zonă se va instala hard disk-ul. Aceasta este poziția, cu mufele acestea îndreptate către placa de bază. Îl împingem ușor pe placă, până când iasă șuruburile pe spate. Mi-au ieșit șuruburile aici. Mai departe urmează să conectăm cele două mufe, mufa de alimentare și mufa SATA pentru date. Conectăm prima dată alimentarea. Avem aici o poziție, împingem cablul foarte ușor până face click. A făcut click și urmează să-l introducem în hard disk. Hardul este conectat în DVR. Dacă ești pentru prima dată pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu cele mai noi informații din gama sistemelor de securitate. Iar dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like.